Deuteronom, capitolul 8, vom citi de la versetul 1 până la 20. Deuteronom 8 cu 1. Să păziți și să împliniți toate poruncile pe care vi le dau astăzi, ca să trăiți, să vă mulțiți și să intrați în stăpânirea țării pe care a jurat Domnul cu o părinților voștri. Aduți aminte de tot drumul pe care te-a călăuzit Domnul Dumnezeul tău în timpul acestor 40 de ani în pustie, ca să te smerească și să te încerce, ca să-ți cunoască pornirile inimii și să vadă dacă ai să păzești sau nu poruncile Lui. Astfel, te-a smerit, te-a lăsat să suferi de foame și te-a hrănit cu mană, pe care nici nu o cunoșteai și nici părinții tăi nu o cunoscuseră, ca să te învețe că omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice lucru care iese din gura Domnului, trăiește omul. Haina, nu-ți s-a învechit pe tine și nici nu ți s-au umflat picioarele în timpul acestor 40 de ani. Recunoaște dar în inima ta că Domnul Dumnezeul tău te mustră cu mustră un om pe copilul lui. Să păzești poruncile Domnului Dumnezeului tău ca să umbli în căile lui și să te temi de el. Căci Domnul Dumnezeul tău are să te ducă într-o țară bună, țară cu păraie de apă, cu izvoare și cu lacuri care țâșnesc din văi și munți, țară cu grâu, cu orz, cu vii, cu smochin și cu rodii, țară cu măslin și cu miere, țară unde vei mânca pâine din belșug, unde nu vei duce lipsă de nimic, țara ale cărei pietre sunt de fier și din ai lui munți vei scoate aramă. Când vei mânca și te vei sătura, să binecuvintezi pe Domnul Dumnezeul tău pentru țara cea bună care ți-a dat-o. Vezi să nu uiți pe Domnul Dumnezeul tău până acolo încât să nu păzești poruncile, rânduielile și legilor lui pe care ți le dau azi. Când vei mânca și te vei sătura, când vei zidi și vei locui în case frumoase, când vei vedea mulțindu-se cirezile de boi și turmele de boi, mărindu-ți se argintul și aurul și crescându-ți tot ce ai. Ia seama să nu ți se umfle inima de mândrie și să nu uiți pe Domnul Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului din casa robiei care te-a dus în acea pustie mare și grozavă, unde erau șerpi înfocați și scorpioni, în locuri uscate și fără apă, care a făcut să-ți să țâșnească apă din stânca cea mai tare și care ți-a dat să mănânci în pustie mana aceea necunoscută de părinții tăi, ca să te smerească și să te încerce și să-ți facă bine apoi. Vezi să nu zici în inima ta, tăria mea și puterea mâinilor mele mi-au câștigat aceste bogății ci aduți aminte de Domnul Dumnezeul tău că El îți va da putere să le câștigi, ca să întărească legământul încheiat cu părinții voștri prin jurământ, cum face astăzi. Dacă vei uita pe Domnul Dumnezeul tău și vei merge după alți Dumnezei, dacă le vei sluji și te vei închina înaintea lor, vă spun hotărât azi că veți pieri. Veți pieri ca și neamurile pe care le-a pierdut Domnul dinaintea voastră. Pentru că nu voi asculta glasul Domnului Dumnezeu, că nu veți asculta glasul Domnului Dumnezeului vostru. Amin. Mulțumesc, scumpii mei, vă rog să vă așezați. Astăzi este sărbătoarea de mulțumire și vreau să vorbesc despre conflictul mulțumirii. Când mă refer la conflictul mulțumirii, Plec de la imaginea aceasta de pe screen, în care ne sunt prezentate roade, și pun o întrebare. Ale cui sunt fructele? Pun întrebarea aceasta pentru că, teoretic, sunt ale lui Dumnezeu. Practic, sunt ale noastre. Și între noi și Dumnezeu există un conflict. Cine ia meritele? Cine are meritele? Am citit în această seară un pasaj din Biblie care pe mine mă surprinde pur și simplu. Ajunge Dumnezeu să cerșească, dacă îmi permiteți termenul, care e puțin forțat, mulțumirea de la noi. Și ajunge să ne spună, aveți grijă că aveți tendința să vă credeți tari. Aveți tendința să vă însușiți meritele care sunt ale mele. Aveți tendința să vă credeți deștepți, să spuneți brațul meu, tăria mea, inteligența mea, să nu faceți așa, că nu meritați voi asta. Eu merit asta. Conflictul mulțumirii în seara asta vrea să spună următorul lucru. Noi avem dificultăți să-i mulțumim lui Dumnezeu și ne însușim meritele lui. În timp ce el spune, nu vi le însușiți, că sunteți mândri dacă vi le însușiți. Sunt ale mele, dați-mi mulțumirea că e a mea, dați-mi slava că e a mea. Asta am vrut să spun cu titlul Conflictul Mulțumirii. Ale cui sunt roadele? Ale cui sunt fructele? A cui e mulțumirea? Există tendința omului ca să fie nemulțumit și nemulțumitor. Nemulțumit este o stare. Nemulțumitor este o atitudine. Nemulțumit este starea omului care este nemulțumit cu ce are, cu ce i-a dat Dumnezeu și cu starea în care el trece la momentul acesta. Cei care și-au pierdut tovarășul de viață, trebuie să fie mulțumiți cu starea asta. Cei care și-au pierdut proprietăți sau lucruri materiale, trebuie să fie mulțumiți cu starea asta. Cei care au pierdut ceva, trebuie să fie mulțumiți cu starea asta. Cei care au experimentat un faliment sau un eșec, trebuie să fie mulțumiți cu starea asta. Cei cărora le s-a întâmplat ceva greu, trebuie să fie mulțumiți cu starea asta. Cei care au fost meriți de Dumnezeu și încercați Trebuie să fie mulțumit cu starea asta. Cine este mulțumit, are o stare de mulțumire, va fi mulțumitor, adică va avea atitudinea să-i spună mulțumesc. Nu poți să-i spui mulțumesc dacă în inimă nu ești mulțumit. Există tendința omului cu starea de nemulțumire și cu atitudinea de nemulțumire. Omul are tendința să nu fie mulțumit ca stare interioară și. Are tendința să nu mulțumească lui Dumnezeu, să nu fie mulțumitor, ca atitudine de manifestare, de exprimare a mulțumirii. Apoi, există o luptă inconștientă de a lua slava lui Dumnezeu. De aceea, Dumnezeu, în capitolul 8 din Deuteronom, și este plină Biblia, care spune: adu-ți aminte că Dumnezeu ți-a făcut asta, mulțumește-i. Primul lucru pe care vreau să-l subliniez. Legat de predica din această seară, este secretul mulțumirii. Și când vorbesc despre secretul mulțumirii, mă refer la faptul că a fi mulțumitor depinde de a fi mulțumit. A fi mulțumitor exprimând mulțumirea depinde de a fi mulțumit în inima ta. Dacă nu ești împăcat cu ziua de azi, nu poți fi mulțumitor către Dumnezeu, adică nu poți să spui mulțumesc. Dacă nu ești mulțumit de soție, nu poți să-i spui mulțumesc. Dacă în inimă o disprețuiești, dacă în inimă nu o prețuiești că o, o, compar cu nu știu cine, dacă nu ești mulțumit de soț, dacă nu ești mulțumit de copii, de părinți, dacă nu ești mulțumit de păstor, de dirijor, de predicator, niciodată nu îi vei spune mulțumesc. Și încă ceva, dacă nu îi spui mulțumesc, nici nu ești mulțumit. Sunt oameni care n-au disciplina să-și manifeste gândurile și sentimentele, dar asta nu e o atitudine a oamenilor mari. Copiilor le e greu să spună mulțumesc părinților. Aproape că nici nu înțeleg de ce trebuie să le mulțumească. Zice, dacă m-ai făcut, crește-mă ce te-am pus eu să mă faci. Studenților le este greu să le mulțumească profesorilor. Membrilor din biserică le este greu să mulțumească lucrătorilor, învățătorilor. Oamenilor le este greu să-i mulțumească lui Dumnezeu. Există această tendință de a nu înțelege de ce trebuie să mulțumim. Și aceasta pentru că nu vedem efortul părinților, învățătorilor, lucrătorilor al lui Dumnezeu de a face din noi ceea ce suntem. Ni se pare că merităm totul. Și aceasta demască valoarea de sine exagerat de mare și atitudinea de superioritate pe care o avem crezând că toate lucrurile ni se cuvin. Dacă vei înțelege că a vedea e un dar, atunci îi vei spune mulțumesc că văd. Dacă vei înțelege că părinții puteau să te crească și în alte condiții, dar au făcut eforturi suplimentare pentru tine, te vei întoarce și vei spune mulțumesc, tati. Dacă vei înțelege că Dumnezeu te putea lăsa pradă în voia minții blestemate, dar prin har te-a tot ridicat și te-a atras cu funii de dragoste, îi vei spune, Doamne, mulțumesc. Însă verbalizarea mulțumirii se face atunci când există mulțumire în inimă. O inimă nemulțumită nu poate fi mulțumitoare. A fi mulțumitor depinde de a fi mulțumit. A fi mulțumit e o stare personală a spiritualității, a pocăinței fiecăruia. A fi mulțumitor este manifestarea stării e o atitudine. A fi mulțumit e o stare, a fi mulțumitor e o atitudine. Atitudinea exprimă starea, dacă nu e starea, n-are cum să fie mulțumirea. Priviți, Lucifer nu a fost mulțumitor pentru că nu a fost mulțumit cu condiția lui. Motiv pentru care s-a răzvrătit. Răzvrătirea este opusul mulțumirii. Oamenii astăzi sunt foarte răzvrătiți în inima lor. Sunt nemulțumiți, sunt frustrați. La tot pasul întâlnim oameni frustrați, oameni nemulțumiți cu condiția lor. Nu sunt mulțumiți cu ceea ce fac, nu sunt mulțumiți cu ceea ce au, nu sunt mulțumiți cu ceea ce li se oferă. Oameni care cred că merită mai mult, oameni care se simt nedreptățiți, oameni care se simt puși la colț. Oamenii ăștia au o viață foarte nefericită. Pentru că secretul fericirii e mulțumirea. Unu plus unu fac unu, unu plus unu fac doi. Secretul fericirii este mulțumirea Este imposibil să fii fericit dacă nu ești mulțumit Fericirea nu este în funcție de cât ai Că oricât de mult ai avea, vrei mai mult Și niciodată nu vei fi fericit Fericirea depinde de starea să spui Îți mulțumesc, Doamne, pentru ziua de azi Mulțumesc, Doamne, da dacă ești bârfit, spune Mulțumesc că ești bârfit Poate ți se pare că ești puțin deplasat Nu sunt Dacă ești în necaz, spune Doamne, mulțumesc că sunt în necaz dacă te doare ceva, spui, Doamne, mulțumesc că mă doare lucrul ăsta, că dacă nu-l aveam, nu mă durea. Mulțumesc că l-am. Doamne, mulțumește Domnului pentru cum ești. Când vei mulțumi Domnului pentru cum ești, te vei trezi în situația asta fericit. Secretul fericirii e mulțumirea. Și verbalizarea mulțumirii. Îmi vei spune, tu nu știi anumite experiențe umane prin care eu am trecut, dar tu încă nu ai trecut. Și nu știi cum e. Accept Că n-am trecut prin toate necazurile prin care poate trece un om. Dar vreau să vă spun ceva. Mulțumiți lui Dumnezeu pentru necazurile prin care treceți, pentru că fiecare, au, fiecare are rolul lui și scopul lui în viața noastră. Fericirea depinde de capacitatea noastră de a accepta toate lucrurile așa cum sunt. Cine nu-i fericit cu soția lui, nu poate fi fericit deloc. Cine nu-i fericit cu soțul lui, nu poate fi mulțumit deloc. Cine nu-i fericit în biserica asta, cine nu-i mulțumit, n-ai ce să-i faci. El spune, păi trebuie schimba păstorul, trebuie schimba dirijorul, trebuie schimba comitetul, trebuie schimba ceasul de pe perete și atunci voi fi fericit. Și după ce le schimb pe astea, îți mai dă o listă cu zece. Tot timpul vrem soția să fie mai bună, bărbatul nu. Bărbatul să fie mai bun, dar soția nu. Păstorul să fie mai bun, dar membru nu. Tot timpul așteptăm ca alții să se schimbe, tot timpul așteptăm reforme și tot timpul așteptăm ca lucrurile să învârte în jurul nostru. Dar lucrurile se învârte în jurul Domnului și în jurul Soarelui, nu în jurul nostru. Cine nu știe să-și accepte condiția în care trăiește, Uitați-vă la Lucifer, s-a răzvrătit pentru că n-a știut să-și accepte condiția și n-a avut o condiție de inferioritate. Uitați-vă la Eva și la Adam, n-a știut să-și accepte condiția și uitați ce au făcut. A vrut mai multă cunoștință, că n-a fost destul cât i-a dat Dumnezeu. Este rău să n-ai simțul măsurii în viață. Este rău în viață să n-ai simțul măsurii. Foarte rău în viață să n-ai simțul măsurii. Să nu-ți starea, să nu-ți înțelegi condiția și să nu ai limite în pretențiile pe care le ai, mai ales de la alții. Uitați-vă la prizonierii evrei, ies din Egipt și singura lor nemulțumire este că n-au castraveți, n-au murături, că în Egipt aveau. Vă puteți da seama? Nu-i mai bătea nimeni, nu le mai omora nimeni copii, erau liberi. Domnule, nimic n-a fost bun, nimic, n-au apreciat nimic. Singura problemă era murăturile, unde-s murăturile? Mă, omule, dar din tot peisajul ăsta în care te găsești, Altceva nu mai vezi decât lipsa murăturilor? Da, vreau murături. Vă puteți da seama ce oameni, ce judecată? Credeți că oamenii s-au schimbat astăzi pentru că s-a inventat liceul și facultatea? Nu liceu și facultatea ne determină să fim mulțumiți și mulțumitori, ci pocăința. Și maturizarea spirituală, că nu numai pocăința, că uneori pocăința înseamnă să vii la adunare Pocăința și maturizarea spirituală ne ajută să ne disciplinăm, că a fi mulțumit și mulțumitor e o stare voluntară și e consecința unei lupte interioare de a te disciplina. Să știți că nu-i produsul inconștient de a veni la adunare. Adică dacă vii la adunare de-a lungul anilor, pur și simplu te schimbi. Nu, te schimbi dacă te lupți, te schimbi dacă postești, te schimbi dacă te rogi, te schimbi dacă te înfrânezi, te schimbi dacă te lupți cu carnea care este arogantă, mândră și nu se mai satură de onoare. Și de așteptări. Trăim în mijlocul unei societăți absolut bolnavă de mândrie și nesătulă de atenție. Nu te-ai uitat la mine, nu m-ai salutat, nu mi-ai dat respect, nu mi-ai dat onoare. Nu-ți mai, nu mai ajunge timpul să satisfaci aceste așteptări. Și după ce, ca sfrând de oboseală, spune, nu-i destul. O lume care așteaptă. Atitudinea de mulțumire înseamnă să spui, Doamne, mulțumesc pentru condiția care o am, mulțumesc pentru starea în care mă găsesc, dacă tu îngădui lucrul acesta, slavă ție, tu îmi cunoști viața, tu mi organizezi existența, tu m-ai smerit, să mai citesc încă o dată ce spune cuvântul, astfel te-a smerit, astfel te-a lăsat să suferi, Astfel ți-a luat hrana ca să te învețe. Priviți versetul 3, 8 cu 3, Deuteronom 8 cu 3. Ca să te învețe că omul nu trăiește doar pentru a avea împlinite așteptările acestea. Nu pentru asta trăiești. Toată lumea să-ți se închine. Soția să-ți fie rob, soțul să-ți fie rob, frații să-ți fie rob, nu, 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 nu. E lucru mare să te disciplinezi în viață, să ai echilibru și să spui, Doamne, îți mulțumesc pentru condiția care o am. Trăim în mijlocul unor oameni care sunt absolut nemulțumiți. Sunt atât de nemulțumiți, iar nemulțumirea și o exteriorizează prin bârfă, prin critică, prin judecată și uneori chiar oameni care vin în adunare trăiesc așa. Și în loc să aibă fericirea și bucuria pe care o dă nașterea din nou, sunt la fel de nefericiți și de nemulțumiți ca oamenii din lume. Sunt la fel de cârtitori, de șoptitori, de bârfitori, de judecători, de criticatori, la fel ca oamenii din lume. Nu există nicio disciplină a Duhului. Nu există nicio îmblânzire a omului dinăuntru ci o sălbăticie care îl pune în starea să nu se sature de nimic aia nu-i bună, aia nu-i bună, aia nu-i bună, aia nu-i bună. Scriptura spune, mulțumiți totdeauna, asta este cu privire la timp și pentru toate lucrurile, asta este cu privire la spațiu. Câtă compatibilitate există între starea de mulțumire și răzvrătirea, nemulțumirea, critica, judecățile, partidele, tot felul de lucruri de împotrivă, de contra, cât oamenii lui Dumnezeu am îmbătrânit pe cale Oamenii lui Dumnezeu, am schimbat câteva Biblii citindu-le de-a lungul vieții de creștin. Oamenii lui Dumnezeu, am ascultat mii de predici. Oamenii lui Dumnezeu, dacă noi nu ne îmblânzim inima care este rea și necredincioasă de felul ei, să știți că nu vom avea parte de promisiunea împăratului. Nu venitul la biserică ne duce în cer, ci schimbarea inimii, calitatea vieții, maturizarea care urmează nașterii din nou. Scriptura spune, vegheați ca să nu cădeți în ispită. În ce fel de ispită? În ispita nemulțumirii, în ispita unui sentiment de frustrare care te face să, să, să te manifesti prin invidie, prin critică, prin bârfă. Predicatorul nu predică bine. Cântărețul nu cântă bine. Pastorul nu conduce bine. Dar atunci și cauți aici. Viața nu-i bună. America nu-i bună. Dar ce cauți aici? Un duh liniștit, o inimă înțeleaptă și ascultare față de condiția pe care ne oferă Dumnezeu. Cum să fii mulțumit când Dumnezeu te smerește? Îți trebuie multă pocăință să, te, să accepti lucrul ăsta și să spui, Doamne, îți mulțumesc. Când îți ia Dumnezeu pâinea, așa spune, ți-am luat hrana ca să te învăți, Îți trebuie multă pocăință să spui, Doamne, îți mulțumesc. Dar să fii un creștin din ăsta începător până la sfârșit, să te plângi că ești merit, să te plângi că ți s-a luat pâinea, om care veșnic, veșnic, veșnic critică și nu se mai satură să spună cât de nemulțumit e el. Oamenii ai lui Dumnezeu este thanksgiving. Este o zi care ne aduce aminte de cum ar trebui să fim în fiecare zi. Isus a fost mulțumitor la cină, pentru că mai târziu urma să fie mulțumitor de misiunea care i s-a dat. Vă aduceți aminte de faptul că Domnul Iisus spune, Tată, dacă e posibil, dacă ai o altă alternativă la suferința pe care o văd, dar dacă nu, aleluia. Doamne, dacă e posibil să-mi dai pâinea, dacă nu, aleluia. Doamne, dacă e posibil să-mi suferința, dacă nu, aleluia. Doamne, dacă e posibil să mă ridici din starea asta de zdrobire, dacă nu, aleluia. Fii sincer, la anii de pocăință care ai, poți să faci asta? Sau și aici, în parcare și peste tot pe unde mergi, nemulțumire, 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 Oamenii ai lui Dumnezeu, dacă zeci de ani de umblat la biserică nu ne-a ajutat să ne înfrânăm și să fim niște oameni care acceptăm și binele și rău și în toate lucrurile spunem mulțumim, Doamne, nici atât nu meritam. Orice ți s-ar întâmpla e mai, e mai, e mai puțin decât ceea ce meriți. Care sunt prejudecățile mulțumirii? Prima dintre ele este frica de mediocritate. La ce mă refer? Omul crede că a fi mulțumit e o atitudine de mediocritate. De ce? Pentru că oamenii vor spune despre el ar trebui să vrea mai mult. De ce se mulțumește cu puțin? Când spui, Doamne, îți mulțumesc pentru puțin, nu înseamnă că ești mediocru, înseamnă că ești ascultător. E ușor să vrei mai mult, dar acceptă voia Domnului și spune, mulțumesc, Doamne, pentru atât. Încă o frică, pe lângă frica de mediocritate, este frica frângerii. Ce înseamnă asta? Ce înțeleg când spun lucrul ăsta? Înseamnă că nouă ne este greu să dăm meritul altcuiva, că atunci când îi mulțumești cuiva, înseamnă că îi acorzi meritul, că da, îi mulțumești. Când îi spui cuiva mulțumesc, asta înseamnă că recunoști în el că a făcut ceva mai mult decât tine, că da, îi mulțumești. Mulțumesc că m-ai ajutat, mulțumesc că m-ai învățat, mulțumesc că ești, ești mai, ești mai bun decât mine și mai ridicat din starea în care sunt. Și asta frânge orgolul nostru. Ne e greu să spunem mulțumesc. E un cuvânt foarte greu. După iartă-mă, mulțumesc e al doilea. Oamenii au mari dificultăți să spună iartă-mă, te uiți la ei. Fac tot posibilul să evite să nu spună iartă -mă. să nu recunoască că au greșit. Oamenii au o mare problemă să spună iartă-mă. Și o a doua mare problemă e să spună mulțumesc. Pentru că atunci când spune mulțumesc, recunoaște că ai merite și li se frânge orgoliu. Asta este frica frângerii și frica mediocrității. Un alt lucru pe care vreau să-l subliniez este dificultatea de a mulțumi. Oamenii au dificultăți să mulțumească. Și Domnul reclama asta. El spune despre lucrul acesta. Și uitați ce spune. Uitați-vă în versetul 11 și 14. Citim în Scriptură. Să nu uiți pe Domnul. Să nu uiți. Asta este dificultatea mulțumirii. Să nu uiți. Este o mare dificultate. Să nu uiți. Însă este ușor să uiți. Este omenește să uiți. Este la îndemâna oricui să uite. Însă Dumnezeu vine și spune să nu uiți pe Domnul. Al doilea lucru. Să nu-ți atribui merite. Priviți versetul 14. Ia seama să nu ți se umfle inima de mândrie. Versetul 17. Să nu zici în inima ta tăria mea și brațul meu și inteligența mea și munca mea și efortul meu și până la urmă templul eu. Eu. Eu merit. Eu am făcut. Dacă nu eram eu, eu am muncit. Templul lui eu. Acesta este cel mai mare templu din istorie. Și Domnul spune următorul lucru. Starea de mulțumire are această dificultate. O să luiți pe Dumnezeu. Și mai are încă o mulțumitate, o, o dificultate, o să-ți atribui meritele. Și o să spui. Păi merit lucrul acesta pentru că am făcut efort. Merit lucrul acesta, pentru că, uite, ce am făcut și uite ce am făcut. Încă un lucru pe care îl subliniază textul pe care l-am citit. Să nu mulțumești selectiv să nu mulțumești selectiv. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că în versetul 3 Scriptura spune Astfel te-a smerit, te-a lăsat să suferi de foame, te-a hrănit cu mană. De ce? Ca să te învețe să nu depinzi de lucrurile materiale. O să-i mulțumești lui Dumnezeu că ți-a dat bani, dar nu o să-i mulțumești lui Dumnezeu când n-ai bani. Trebuie să-i mulțumești lui Dumnezeu și când n-ai bani. Aici e dificultatea mulțumirii. E dificil să-i mulțumești lui Dumnezeu, Doamne, mulțumesc că n-am bani astăzi. Mulțumește și pentru starea aceasta. De ce? Ea te învață să nu depinzi de ei. O să vezi că se poate și fără o zi. O să vezi că se poate și fără nu știu ce. Se poate. Dificultatea mulțumirii este că Dumnezeu ne spune mulțumiți pentru absența lucrurilor, nu pentru prezența lor. Adică pentru absența binecuvântării. mulțumește i Domnului. E foarte. Unii oameni uită să mulțumească și pentru prezența binecuvântării, dar pentru absența ei. Vă dați seama unde ar trebui să fie omul duhovnicesc? Unde ar trebui să fie un om matur? Mulțumiți pentru toate lucrurile. Doamne, tu ești stăpânul meu. Tu ai îngădui să ajung în situația asta. Mă doare, Doamne. Simt că, că mi se frânge inima. Nu-mi nu place unde m-ai adus, dar mă smeresc în fața ta. Am încredere că știi ce faci cu mine? Mă las pe brațul tău liniștit? Îmi vine să plec de aici, Doamne? Îmi vine să, să, să manifest nemulțumirea? Îmi vine să critic, Doamne? Îmi vine să... Îmi vine să hulesc, Doamne? Să spun de ce? De ce eu? Dar îți mulțumesc pentru starea în care sunt. Mă smerești? Aleluia, îți mulțumesc. E dificil să ajungi aici, trebuie multă pocăință să ajungi aici. Toată ziua să fii nemulțumit, Aia nu-i bună, aia nu-i bună, aia nu-i bună, aia nu-i bun, nu bună, timp în care nu faci nimic, oameni ai lui Dumnezeu. Suntem oameni mari. Suntem oameni mari. Ce motive avem să mulțumim? Biblia ne spune mulțumim pentru har. Mulțumim Domnului cu privire la voi pentru harul care v-a fost dat prin Hristos. Să știți că starea noastră de copii ai lui Dumnezeu e datorită harului, să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru har, să-i mulțumim apoi Domnului pentru credință. Citim în Scriptură următorul lucru, mulțumesc lui Dumnezeu pentru voi și pentru credința voastră de care au auzit toți. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru rugăciunile ascultate, așa ne spune Scriptura, Tată, îți mulțumesc că m-ai ascultat, Hristos spune asta. Vă puteți da seama, mulțumesc tată că m-ai ascultat, sunt între dumneavoastră, între noi, în biserică, oameni care au trecut prin împrejurări grele, care au venit în fața bisericii și au spus rugați-vă pentru noi și după ce ies din necaz nu trimit un bilet de mulțumire. Oamenii lui Dumnezeu nu-i pentru mine, e pentru stăpân, te-a scos din spital, te-a făcut din nou în stare să-ți câștigi bucățica de pâine pentru copilași. Să nu cerșești să te faci de rușine, să-ți se frângă inima de, de umilință. Trimite un bilet și o proclamă bunătatea lui Dumnezeu. Spune așa: Să fie Dumnezeu lăudat că m-a ascultat în ziua necazului. Și spune așa: Frate, păstor, te rog, citește cu voce tare, să audă adunarea. Vreau să dau slavă Domnului. De ce ești zgârcit cu numele Domnului? Îl laudă serafimii și heruvimii, îi se închină galaxiile. Omule, disciplinează-te! Pentru ce să mulțumim? Să mulțumim lui Dumnezeu pentru mâncare, așa ne spune Scriptura. Dacă mănânc, aduc mulțumiri. Slavă Domnului! Să mulțumim lui Dumnezeu pentru darurile spirituale. Mulțumesc lui Dumnezeu că eu vorbesc în limbi mai mult decât voi toți, spunea Pavel. Îi era recunoscător, el știa că darul acesta este de la stăpân. Mulțumim lui Dumnezeu pentru mărturia sfinților. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru aducerea aminte care o păstrez despre voi. Îmi aduc aminte de sfințenia voastră, de neprigănirea voastră, de maturitatea voastră, de discernământul vostru în criză, în situații de conflict. Sunteți niște oameni mari care gândiți corect, care judecați cu maturitate. Mulțumesc lui Dumnezeu că sunteți așa. Apoi. Mulțumesc pentru onoarea de a sluji. Mulțumesc lui Dumnezeu care m-a socotit vrednic de încredere ca să slujesc pentru Hristos. Este o mare onoare. E o mare onoare să fii corist, să-i cânți împăratului, în timp ce alții sunt niște, niște bețivi, niște, niște păcătoși ordinari și îl dezonorează pe stăpân. E o mare onoare să te ridici în picioare și să cânți laudele Domnului. E o mare onoare să faci ceva pentru împăratul Dacă Obama mi-ar spune Vreau repede să duci plicul ăsta pe jos până în downtown Credeți-mă că m-aș duce E o mare onoare pentru mine să servesc interesele acestei mari mari mare imperiu E o mare onoare pentru mine să înceară -mi președintele acestei mari țări Să fac eu un mic serviciu pentru națiune Ar fi o onoare pentru mine Cum să nu privesc eu ca pe onoare să-l servesc pe rege? E o mare onoare. Nu te simți obosit. Nu face asta așa ea, și așa splictisit. Nu, te, nu fi nemulțumit pe mine. Nu o face pentru că te trag eu. Nu o face de gura mea. Fă-o pentru împăratul. Sau dacă nu, nu mai face deloc. Fă-o cu bucurie dacă o faci. fă -o din inimă dacă o faci. a o jertfă întreagă pentru stăpân. Obligația mulțumirii și încheiem. Uitați ce spune Scriptura, uitați-vă în text, versetul 2. Aduți aminte. Seara aceasta vreau să vă spun următorul lucru. Aduți aminte că ai fost bolnav. Aduți aminte că ai fost amărât, că ai fost singur. Aduți aminte că ai fost sărac. Aduți aminte că ai fost lovit. Aduți aminte că ai fost la reanimare. La intensiv care și ai avut furtune în gură sau în nas. Aduți aminte că ești bătrân, ești bolnav. Aduți aminte că ți bate o inimioară în piept și se o va opri într-o zi. Aduți aminte că te va chema Domnul acasă, poartă-te cu înțelepciune, potolește-te cu lucrurile care nu-l onorează pe stăpân. Aduți aminte că ești trecător. Aduți aminte că pentru fiecare vorbă vei sta la judecată. Aduți aminte și fii mulțumitor. Aduți aminte de Domnul. Să-ți fie imaginea lui proaspătă în față și așa să trăiești. Omule, Pocăința e absolut personală. Nu te plânge că nu ești suficient de pocăit din pricina cuiva. Pocăința e absolut personală. A doua obligație. Fii recunoscător. Priviți în versetul 10. Nu, iertați-mă, 5. Recunoaște dar în inima ta că Domnul Dumnezeu. Fii recunoscător. Fii recunoscător. Când ajungi aici în biserică, Fii recunoscător domnului și spuneți mulțumesc, Doamne. Îți mulțumesc, Doamne. Mulțumesc pentru mașină, mulțumesc, Doamne, pentru familie, mulțumesc pentru sănătate. Mulțumesc pentru sfinți, mulțumesc pentru predicatori, pentru cântăreți, pentru fiecare om, pentru oamenii ăștia care mă primesc și îmi deschid ușa. Mulțumesc, Doamne. Fii recunoscător. Asta este expresia pocăinței. E manifestarea maturității în Hristos. Este dovada anilor de pocăință care au trecut. Nu vechimea îți dă calitate, calitatea ți-o dă caracterul, iar caracterul se exprimă prin aduți aminte și doi, recunoaște și trei, binecuvintează pe Domnul. Versetul 11, când vei mânca și te vei sătura, să binecuvintezi pe Domnul. Versetul 11, binecuvintează pe Domnul. închem că a trecut timpul concluzii. Prima dintre ele este Starea de mulțumire este închinarea omului înaintea lui Dumnezeu. Ascultați Evrei 12 cu 28. Fiindcă am primit o împărăție care nu se poate clătina, să ne arătăm mulțumitori și să aducem în felul acesta o închinare plăcută cu evlavie. A fi mulțumitor este o închinare plăcută. Și demonstrează evlavie. Închinarea plăcută este manifestarea mulțumirii și este asociată cu evlavia. Și al doilea lucru, starea de mulțumire Aduce slavă lui Dumnezeu. Nu s-a găsit decât străinul acesta să dea slavă lui Dumnezeu? Cum s-a concretizat când i-a dat slavă lui Dumnezeu? A venit la Domnul și i-a spus mulțumesc. Domnul se uită la atitudinea lui de mulțumire și spune atitudinea ta de mulțumire și starea ta de mulțumit aduce slavă lui Dumnezeu. Închei, dragii mei, prezentându-vă încă o dată acest verset 5 cu 20, care este foarte greu de îndeplinit. El spune așa, mulțumiți. Totdeauna al lui Dumnezeu. Și când ești nervos, și când nu-ți place, și când ești în lipsă, și atunci când ești nedreptățit, în orice situație, dacă ești un copil al lui Dumnezeu, disciplinează-te să mulțumești. Lui Dumnezeu ține minte. Nemulțumirea e păcat. De aceea critica ai păcat, de aceea judecat ai păcat, de aceea partidele sunt păcat, de aceea împotrivirea este păcat, de aceea contra este păcat, pentru că e absența stării de ascultare și de mulțumire. Nu-ți lua soarta în propriile mâini, Dumnezeu ți este tată, El îți conduce viața, El conduce biserica. Mulțumiți totdeauna lui Dumnezeu, pentru ce? Pentru toate lucrurile. Doamne, mi-e ușor să-ți mulțumesc pentru unele, dar mi-e foarte greu să-ți mulțumesc pentru altele. Pentru toate. Gândește-te în seara aceasta, pentru care lucru ți-e greu să mulțumești. În seara aceasta spune, iartă-mă, Doamne, că pentru lucrurile astea nu ți-am mulțumit. M-am simțit lovit și m-am răzvrătit, Doamne, și m-am luptat. M-am luptat cu mine, m-am luptat cu tine, m-am luptat cu familia, m-am luptat cu oamenii din jurul meu, Doamne, și am făcut multă pagubă. Și mie mi s-a părut că e normal să mă lupt, Doamne. Dar în seara aceasta îmi dau seama că eu ar trebui să fiu mulțumitor, Doamne, și să spun mulțumesc dacă mă smerești, mulțumesc dacă sufăr. Mulțumesc dacă trec prin greu. Mulțumesc pentru toate lucrurile. Mulțumesc pentru toate lucrurile, Doamne. Eu cred că Tu mă duci pe unde trebuie, Doamne. Așa ar trebui să fie un om născut din nou. Dragii mei, haideți să încheiem serviciul divin, să stăm înaintea Domnului, să ne facem un proces de conștiință și să plecăm acasă. Nu știu dacă la Thanksgiving următor vom mai fi împreună. Eu aici și dumneavoastră acolo. Nu știu. Dar e bine că suntem acum. Vă rog. Spuneți Domnului ceea ce credeți că trebuie spus, dar nu uitați, trec ani și o să ni se epuizeze viața. Și dacă ajungem înaintea stăpânului cum nu trebuie, să știți că nimic nu este considerat. Vă rog, faceți ceea ce știți că trebuie făcut, accentuați pocăința și manifestați pocăința așa cum știți din cuvânt că trebuie. Haideți să stăm în picioare și să încheiem cu rugăciune serviciul divin din această seară.